Capitolul 33. Manase, împăratul lui Iuda Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare balilor, a făcut idoli astartei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și a slujit. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Și-a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, un blacul de sântece și vrăjitorii, și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. A pus chipul cioprit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon. În casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate semințiile lui Israel, îmi voi pune numele pe vecie nu voi mai strămuta pe Israel din țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învățăturile și poruncile date prin Moise. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni, și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea, a zidit afară din cetatea lui David la Apus, spre Gihon, în vale, un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda a înlăturat din casa Domnului Dumnezei străini și idolul Astarteei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Poporul jertfea tot pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul lui și cuvintele prorocilor care i-au vorbit în numele Domnului Dumnezeul lui Israel, sunt scrise în faptele împăraților lui Israel. Rugăciunea lui și felul în care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele și nelegiuirile lui, locurile unde a zidit înălțim și a înălțat idoli astarteei și chipuri cioplite, înainte de a se smeri, sunt scrise în cartea lui Hozai. Manase a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în casa lui. Și în locul lui a domnit fiul său Amon. Amon, împăratul lui Iuda. Amon avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit doi ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit și nu s-a smerit înaintea Domnului, cum se smerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Slujitorii lui au uneltit împotriva lui și l-au omorât în casa lui. Dar poporul țării a ucis pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Și în locul lui, poporul țării a pus împărat pe fiul său Iosia. Capitolul 34. Iosia, împăratul lui Iuda. Iosia avea opt ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al optulea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astarteei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Au dărâmat înaintea lui altarele Baalilor și au tăiat stâlpii închinați soarelui care erau deasupra lor. A sfârmat idolii astarteei, chipurile cioplite și chipurile turnate, le-a făcut praf, a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe și a ars oasele preoților pe altarele lor. Astfel a curățit Iuda și Ierusalimul. În cetățile lui Manase, lui Efraim, lui Simeon și chiar lui Neftali, pretutindeni, în mijlocul dărâmăturilor lor, a dărâmat altarele, a făcut bucăți idolii Astarteei și chipurile cioplite, le-a făcut praf și a tăiat toți stâlpii închinați soarelui în toată țara lui Israel. Apoi s-a întors la Ierusalim. În al 18-lea an al domniei lui, după ce a curățit țara și casa, a trimis pe Șafan, fiul lui Ațalia, pe Maaseia, căpetenia cetății, și pe Ioach, fiul lui Ioahaz, arhivarul, să dreagă casa Domnului, Dumnezeului său. S-au dus la marele preot Hilchia și au dat argintul adus în casa lui Dumnezeu, pe care îl strânseseră leviții păzitori ai pragului, de la Manase și Efraim și de la toată cealaltă parte a lui Israel, și de la tot Iuda și Beniamin și de la locuitorii Ierusalimului. L-au dat în mâinile meșterilor însărcinați cu facerea lucrării în casa Domnului. Aceștia l-au dat lucrătorilor care munceau la dregerea casei Domnului, iar ei l-au dat tâmplarilor și zidarilor ca să cumpere pietre cioplite și lemne pentru grinzi și pentru căptușitul clădirilor pe care le stricaseră împărații lui Iuda. Oamenii aceștia au lucrat cinstit în lucrul lor. Erau puși sub privegherea lui Iahat și Obadia, leviți din fiii lui Merari, și a lui Zaharia și Meșulam, din fiii Chehatiților. Toți aceia dintre leviți care știau să cânte bine, vegheau asupra lucrărilor și cârmuiau pe toți lucrătorii care aveau de făcut felurite lucrări. Mai erau și alți leviți, logofeți, drăgători și ușieri. Găsirea cărții legii În clipa când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea legii Domnului dată prin Moise. Atunci Hilchia a luat cuvântul și a zis logofătului Șafan, am găsit cartea legii în casa Domnului. Și Hirchia a dat lui Șafan cartea. Șafan a adus împăratului cartea. Și când a dat socoteală împăratului, a zis, Slujitorii tăi au făcut tot ce li s-a poruncit. Au strâns argintul care se afla în casa Domnului și l-au dat în mâinile priveghetorilor și lucrătorilor. Logofătul Șafan a mai spus împăratului, Preotul Hilchia mi-a dat o carte și Șafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele legii, și-a sfâșiat hainele. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Hilchia, lui Ahikam, fiul lui Șafan, lui Abdon, fiul lui Mica, lui Șafan, logofătul și lui Asaia, slujitorul împăratului. Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru rămășița lui Israel și Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit. Căci mare mânie s-a vărsat peste noi din partea Domnului, pentru că părinții noștri n-au ținut cuvântul Domnului și n-au împlinit tot ce este scris în cartea aceasta. Hilchia și cei trimiși de împărat s-au dus la prorocița Hulda, nevasta lui Shalum, fiul lui Tochehat, fiul lui Hasra, străgerul veșmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetății. După ce au spus ce aveau de spus, ea le-a răspuns. Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. Spuneți omului care va trimis la mine. Așa vorbește Domnul: Iată, voi trimite nenorociri peste locul acesta și peste locuitorii lui, și anume toate blestemele scrise în cartea care s-a citit înaintea împăratului lui Iuda pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor Dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia mea s-a vărsat asupra acestui loc și nu se va stinge. Dar să spuneți împăratului lui Iuda, care va trimis să întrebați pe Domnul, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit, pentru că ți s-a înduioșat inima, pentru că te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu când ai auzit cuvintele rostite de el împotriva acestui loc și împotriva locuitorilor lui, pentru că te-ai smerit înaintea mea, pentru că ți-ai sfâșiat hainele și ai plâns înaintea mea și eu am auzit, zice Domnul. Iată, te voi strânge lângă părinții tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău și nu vei vedea cu ochii tăi toate nenorocirile pe care le voi trimite peste locul acesta și peste locuitorii lui. Ei au adus Împăratului răspunsul acesta: Înnoirea legământului. Împăratul a strâns pe toți bătrânii din Iuda și din Ierusalim. Apoi s-a suit la casa Domnului cu toți oamenii lui Iuda și cu locuitorii Ierusalimului, cu preoții și leviții și cu tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele cărții legământului, care se găsise în casa Domnului. Împăratul stătea pe scaunul lui împărătesc și a încheiat legământ înaintea Domnului, îndatorindu-se să urmeze pe Domnul și să păzească poruncile lui, învățăturile lui și legile lui din toată inima și din tot sufletul lui și să împlinească cuvintele legământului scrise în cartea aceasta. Și a făcut să intre în legământ toți cei ce se aflau la Ierusalim și în Beniamin. Și toți locuitorii Ierusalimului au lucrat după legământul lui Dumnezeu, legământul Dumnezeului părinților lor. Iosia a îndepărtat toate urăciunile din toate țările copiilor lui Israel și a făcut ca toți cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului Dumnezeului lor. În tot timpul vieții lui, nu s-au abătut de la Domnul Dumnezeul părinților lor. Capitolul 35 Prăznuirea Paștelor Iosia a prăznuit Paștele în cinstea Domnului la Ierusalim și au jertfit Paștele în a 14-a zi a lunii întâi. A pus pe preoți în slujbele lor și i-a îmbărbătat la slujba casei Domnului. A zis leviților care învățau pe tot Israelul și care erau închinați Domnului. Puneți chivotul sfânt în casa pe care a zidit-o Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel. N-aveți să-l mai purtați pe umeri. Slujiți acum Domnului Dumnezeului vostru și poporului său Israel. Pregătiți-vă după casele voastre părintești, după cetele voastre, cum au rânduit prin scris David împăratul lui Israel și fiul său Solomon. Luați-vă locurile în sfântul locaș, după feluritele case părintești ale fraților voștri, fiii poporului și după înșiruirea caselor părintești ale leviților. Jertfiți Paștele, sfințiți-vă și pregătiți-le pentru frații voștri în tocmai după cuvântul Domnului, rostit prin Moise. Iosia a dat oamenilor poporului, tuturor celor ce se aflau acolo, miei și capre în număr de treizeci de mii, toți pentru Paște și trei mii de boi. Aceștia au fost luați din averile împăratului. Căpeteniile lui au făcut de bunăvoie un dar poporului preoților și leviților. Hilchia, Zaharia și Yehiel, mai mari casei lui Dumnezeu, au dat preoților pentru Paște 2600 de miei și 300 de boi. Conania, Shemaia și Netaneel, frații săi, Hasabia, Yehiel și Iozabad, capii leviților, au dat leviților pentru Paște 5000 de miei și 500 de boi. Astfel s-a întocmit slujba și preoții și leviții și-au luat locul după cetele lor după porunca împăratului au jertfit paștele. Preoții au stropit sângele pe care îl luau din mâna leviților și leviții au jupuit vitele de piele. Au pus deoparte arderile de tot ca să le dea cetelor caselor părintești ale oamenilor din popor, ca să le aducă Domnului, cum este scris în cartea lui Moise. Tot așa au făcut și cu boii. Au fiert paștele la foc după o rânduială și au fiert lucrurile sfinte în cazane, căldări și tigăi. Și le-au împărțit în grabă la tot poporul. Apoi au pregătit ce era pentru ei și pentru preoți, căci preoții, fiii lui Aaron, au avut treabă până noaptea cu aducerea arderilor de tot și a grăsimilor. De aceea au pregătit leviții pentru ei și pentru preoți, fiii lui Aaron. Cântăreții, fiii lui Asaf, stăteau la locul lor, după rânduiala lui David, lui Asaf, lui Heman și lui Iedutun, văzătorul împăratului. Ușierii, de asemenea, erau la fiecare ușă. N-au avut nevoie să se abată de la slujba lor, căci frații lor leviții au pregătit ce era pentru ei. Astfel a fost întocmită în ziua aceea toată slujba Domnului, ca să prăznuiască Paștele și să aducă arderile de tot pe altarul Domnului, după porunca Împăratului Iosia. Copiii lui Israel care se aflau acolo au prăznuit Paștele în același timp și sărbătoarea azimilor șapte zile. Nici o sărbătoare a Paștelor nu mai fusese prăznuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și niciunul din împărații lui Israel nu mai prăznuise Paște ca cele pe care le-au prăznuit Iosia, preoții și leviții, tot Iuda și Israelul care se aflau acolo și locuitorii Ierusalimului. În al 18-lea an al domniei lui Iosia au fost prăznuite paștele acestea. Iosia ucis După toate aceste lucruri, după ce a adres Iosia casa domnului, Neco, împăratul Egiptului, s-a suit să lupte împotriva carchemișului pe Eufrat. Iosia i-a ieșit înainte și Neco i-a trimis soli să-i spună, Ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda?" Nu împotriva ta vin astăzi, ci împotriva unei case cu care sunt în război. Și Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc. Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în Valea Megido. Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi, Luați-mă căci sunt greu rănit. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alt car al lui și l-au adus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat în mormântul părinților săi. Tot Iuda și Ierusalimul au plâns pe Iosia. Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia. Toți cântăreții și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi și au ajuns o datină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui Evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului, cele din tâi și cele de pe urmă fapte ale lui, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. Capitolul 36. Domnia lui Ioahaz Poporul țării a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, și l-a pus împărat în locul tatălui său la Ierusalim. Ioahaz avea 23 de ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni la Ierusalim. Împăratul Egiptului l-a dat jos de pe scaunul de domnie în Ierusalim și a pus peste țară un bir de 100 de talanți de argint și de un talant de aur. Împăratul Egiptului a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Eliachim, fratele lui Ioahaz, și i-a schimbat numele în Ioachim. Neco a luat pe fratele său Ioahaz și l-a dus în Egipt. Ioachim Ioachim avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-a suit împotriva lui și l-a legat cu lanțuri de aramă ca să-l ducă la Babilon. Nebucadnețar a dus la Babilon unelte din casa Domnului și le-a pus în casa lui, în Babilon. Celelalte fapte ale lui Ioachim, urăciunile pe care le-a săvârșit și răul ce se afla în el, sunt scrise în cartea împăraților lui Israel și Iuda. Și în locul lui a domnit fiul său Ioachim. Ioiachin. Ioiachin avea opt ani când a ajuns împărat și a domnit trei luni și zece zile la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului. În anul următor, împăratul Nebucadnețar l-a dus la Babilon împreună cu uneltele scumpe ale casei Domnului. Și a pus împărat peste Iuda și peste Ierusalim pe Zedechia, fratele lui Ioiachin. ZEDECHIA Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucanețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu și-a înțepenit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeul lui Israel. Toate căpetenile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate urăciunile neamurilor și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Domnul, Dumnezeul părinților lor, a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci voia să cruțe pe poporul său și locașul său. Dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerilor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul Gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului și visteriile împăratului și ale căpeteniilor lui. Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui și au nimicit toate lucrurile scumpe. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon. Ei i-au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia. Până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustiită, până la împlinirea celor șaptezeci de ani. Porunca lui Cir, în cel din tâi an al lui Cir, împăratul perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul perșilor. Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul, Dumnezeul lui, să fie cu el și să plece. Amin.